polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au continuat verificările la șantierele de pe raza municipiului Timișoara cu scopul reducerii impactului negativ asupra drumurilor publice și a vecinătăților, respectiv pentru prevenirea disconfortului produs cetățenilor. Totodată, cu ocazia controalelor, s-a verificat și modul de gestionare a deșeurilor în incinta șantierelor, precum și trasabilitatea acestora. Astfel, în cursul ultimei luni, în baza autosesizărilor polițiștilor locali, dar și ca urmare a sesizărilor de la cetățeni, au fost efectuate 111 verificări și reverificări pentru stabilirea conformării la locații în care sunt deschise șantiere. Au fost aplicate în urma controalelor 40 de sancțiuni pentru fapte precum gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor la șantiere prin depozitarea amestecată a acestora, neamenajarea de rampe de spălare a roților la ieșirea din incinta acestora, murdărirea căilor publice. Astfel de situații au fost constatate la șantierele din zone precum Calea Circumvalațiunii, Augustin Coman și Pream Porumbescu, apicultorilor eroilor de la TISA. Verificările polițiștilor locali pe aceste linii continuă și în perioada următoare.